Evenimentul caritabil este organizat de mai multe ONG-uri vâlcene, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea. În perioada 21-22 ianuarie, World Vision România, alături de câțiva parteneri, organizează turneul de handbal sub sloganul Handbal pentru Educație. Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor din Râmnicu-Vâlcea și Sala Liceului Energetic, unde între 10 și 12 echipe din toată țara de handbal amator vor juca handbal pentru a ajuta, pentru a veni în sprijinul tinerilor din proiectul derulat de World Vision, și anume proiectul Vreau în clasa noua. Proiectul a început în 2008 și susține tinerii din mediul rural care cu situație foarte bună la învățătură, dar care nu au o situație bună, economică foarte bună, și noi încercăm să ajutăm să meargă la școală în mediul urban. Acest proiect vine în sprijinul tinerilor, în special tinerilor din mediul rural, pentru a-i încuraja și a avea și parte și drepturi egale la o educație cât mai bună.